Tradiția cântăritului de Sfântul Gheorghe a devenit un prilej de a face profit. Micii afaceriști de ocazie au adunat toate cântarele pe care le-au găsit și le-au montat pe străzile din oraș pentru ca gorjenii să se cântărească, bineînțeles, contra cost. Care e tradiția la noi legat de cântar și Sfântul Gheorghe? Așa e bine să se cântăre oamenii de Sfântul Gheorghe. De ce? Așa, odată în an. Da. Și ce se întâmplă dacă ne cântărim? Vă merge bine tot an. Iar cântăritul nu are efectul scontat decât dacă se face de 3 ori pe 3 cântare diferite. Trebuie să se cântărească 3 ori ca să se ferească de farmece de ele. Un leu, cât vreau, cât îl lasă inima. Ai clienți sau cum îi convins să se cântărească? Păi le duc poftim la cântăreală. Și gorjenii nu se abat de la tradiție, se cântăresc de 3 ori, chiar dacă plătesc triplu pentru același serviciu pentru a-și asigura bunăstarea în acest an. Le fac 70. La fel ca primele 20? Auziți? La fel ca în primele 20? Da. Tariful pleacă de la un leu în funcție de buzunarul fiecăruia.